Încă o seară cu okay, YouTube LG, doar că sunt un... Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ia gata, că am făcut și eu intro, normal că crewmate, dar viețile în seara asta este puțin mai special, este un cadou de Crăciun, deci vă doresc de Crăciun să primiți tot ce vă doriți voi viețile mele și poate îmi dați și mie un subscribe. Mâncava și cura voastră, că nu mi-ați mai dat un subscribe pe canalul ăsta. Cred că de o lună de zile ești nebun la cap și postăm zilei de ceva timp. Adică, na. Ce sunt, mă, trapper? Iar am concerte, iar sunt cu trap cu astea. Acum măcar am învățat cum funcționează. Uite, o să pun un trap. Nu, trebuie să văd. Nu, aici sunt doar fire. O să le fac. Eu trebuie să pun undeva unde poate să calce toți, gen. Nu știu unde, că nu știu mapa asta. Cum fac să cobor? Uite, cred că ăsta e liftul. Aha. Ok. Nu înțeleg. Aha, ok. Stați așa că e ceva nou. Uite, pun aici, ia să-l vedem. Rafa și Dragoș, ia să vedem noi. Ia să vedem noi. Bun, Dragoș a călcat. Hai să văd dacă și Rafa. Rafa, hai viața mea și tu, ca să văd ce ești, nu da altceva, știi ce zic? Hai, Sami, și tu aici. Sami, vino aici. Sami, vino aici. Hai, Ziner. Deci Dragoș, Ziner, 2. Bun. Hai, Rafa, și tu, că de tine-s cel mai curios. Aolo. Bă. Dragoș, Ziner. Astea, faza e că stau aici, că sunt mai importante astea decât toate task-urile. Dragoș, Ziner, mai trebuie unul ca să-mi dea. Hai, mă, Rafa. Rafa. Dragoș, Ziner, bun. Mă explic, o să înțelegi imediat, dar stai așa. Hai, să vedem unde e ăsta. Deci să vă spun ce s-a întâmplat. Asta mi-a fost ucis de Ziner la... deasupra electrică nu văd, ci filtration, ce ăsta? Da. Ok. Acolo a fost omorât Zasami de către Ziner, iar... Na, să zicem că l-am omorât pe Ziner, dar nu pot să vă spun rolul, nu? L-ai omorât pe Ziner, okay. Impostor. Ce-ai făcut? Vampir? E șerif, mă. E nu șerif? Mai spune asta. Deci Ziner te-a convins. Nu e șerif, e polițist atunci. Deci, da, Rafa, deci un impostor s-a dus în alt timp. Eu stăteam acolo. Pă, ce te uitai? Sunt camere acolo sau ce sunt? Da. Ok, da. Eu stăteam la intrare că am pus acolo o capcană, trecuse Dragoș, trecuse Ziner și mai am nevoie de unul ca să am info. Și tot stăteam acolo ca să văd cine e al treilea ca după să vă las info. Înțelegi? De-aia eram sas. Doar că mă rugam să te miști și tu, dar te-ai lipit de camerele alea, ești nebun la cap? Păi spune-te un task pe care l-ai făcut, unul singur. Cabluri și era ceva să repar o cameră. Trebuia să dau, era un fel de volum. Era, practic n-avea semnal și când am ajuns pe activ trebuia să-l las un pic și se repara, gen. N-aveam de unde să știu asta, deci sunt safe, cred. Dani, tu cred că iar ești impostor din prima, mâncați și curata. Nu știu de ce am eu un feeling copil, așa. Eu sunt copil, frate. Eu sunt copil, nu sunt cu impostorii. Păi ești copil, dar se poate, iartă-mă, Andrista. Eu vreau să vă întreb cum se deschid ușile. De ce o stau închis într-o cameră și nu știu ce să fac? Uite, da, apare o literă și butonul. Bă, nu știu. Păi apare direct o literă, dar ce fac? Pănicușor, Doamne, pe Dani. Am încercat să apăt, să întorc, dar nimica nu se întâmplă. 100% e Dani, că prea sări pe mine, gen. Prea sări pe mine. Ziner s-a dus, săracu. Prea sări pe mine, Dani, Den. O să fie lipsit. Unde m-am zis? Aici eram, vițele, nu? Parc. Da, cred că da. Oare capcana mea mai e? Trebuie să mai fie acolo. Hai să vedem care este al treilea. Aici în jos. Da. Cred că s-a făcut cineva invizibil. Am văzut o umbră. Sau cred că vedem umbrele de la... să fac și eu task-uri. Mamă, vezi că sunt cam greuțe task-urile aici, nebun?
Tot n-a călcat nimeni mă în asta. Băi, e incredibil, mă, frate. Bine că oricum a murit Zinner care era impostor, că i-a dat-o șeriful, dar na. Aha. Uitați-vă, mă, cava și cura voastră ce task-uri sunt aici. Incredibil. Tot nimeni... Ehe, Rafa e al treilea. Perfect. Bun. Mamă, ia vezi mâncația și curata. Mă duc în liftul. Bun. Hai să vedem aici ce trebuie să fac. S-a făcut un chileanu. Bă, ce trebuie să fac aici eu, mă? Aha, și aici ce trebuie să fac? Mă uit la ocean? Admirăm oceanul vieții împreună. Hai că mor aici. Am găsit-o cu Andresita. Ia să vedem. Vezi că doi, asta v-am spus, că mai era cineva mor. Wow, de ce Dani Den? No. Tu de ce unde ești tu că sunt doi Dani? Am un info important. Unde sunt vitalele? Sus în camera cu research-ul. Ce puțin acolo am găsit okay. Eu. Am un info important. Ia zi. Rafa cred că e Evil Guesser. What? Deci în trapul meu au călcat așa Dragoș, Rafa și Zinner. Ceva nu se legă că trebuie să mor de mult dacă eram Evil Guesser. Și asta este adevărat, dar este okay, un Evil Guesser, poate nu știe cine ce face gen. Da, cred că o să pleci, Teo. Eu o să plec. Probabil a fost un singur impostor și a făcut două kill-uri, că s-o atfac e mort. Ori a murit Evil Guesser-ul, ori a picat cineva care nu știe cum funcționează. Uite, am scris pe chat cum îmi apare. No. Da, eu am călcat în capcană, dar sunt celălalt rol, Teo. Și altceva, deci, eu, uite, că m-a întrebat Teo, îi zic și eu, m-am întâlnat. Fost două kill-uri, e problema. Zi-mă, Nicușor, ce facem, că nu înțeleg, e Snake sau e Dani? Eu am la USA, spuneți nimic, n-am văzut pe nimeni. Eu acum cred că mai rămas doar un impostor. Care cred că ești tu. Dan, uite, merg cu tine, Ruda Vitale, să vezi. Eu am o nelămurire și n-am auzit răspunsul lui Dani. De unde știa că sunt doi morți? Am spus deja, m-am uitat eu un room numit Vital în camera de research și poți să vezi acolo. Hai să dăm skip, hai să dăm skip. Bun. Fii atent, Teo, că mergem amândoi. Păi oricum degeaba mergem împreună, că nu o să faci kill. Evil Guesser-ul mi se pare că doar ghicește. Vreau să vezi să face kill. Poate să facă și kill? Da, poate. Ok. Nu știu cum funcționează la că n-am fost niciodată, frate. Hai să mergem la upper, să vedem ce task-uri mai sunt pe acolo. Ia, am așa, bun. Cred că e Rafa. 100% e Rafa, ești de bun la cap. Ia să vedem. Mama, Rafa este te urmă tu. Se că a coborât Rafa, ce a făcut? Victorie. A murit impostorul, cred. Cum a câștigat, că am fost omorât? A murit Snake, s-a asfixiat. Deci eu nu înțeleg s-o cum dintre toți. Da. Ce meci, troll. Băi, ideea e că am văzut chiar era inginer, mă. Băi, tare harpa asta, sincer, mie îmi place. Iartă-mă, Rafica, era să te linșezi. Să mor așa înainte să-mi văd și eu ce sunt? Bă, dar dacă m-ar da și pe mine, mă, din primele meciuri ceva, ești nebun la cap. Mă dă security guard, mă văd bodyguard. Mă vede bodyguard jocul ăsta. Hai în lower deck, că nici nu știu ce să fac, ești nebun la cap. Chiar nu știu.
și mai sunt și copil. Măcar asta e bine că sunt copil. Mamă, ia uite cât sunt sus, pentru că nu pot să mă omoare, gen. Asta e bine. Hai să fac task-uri repede. Și ăsta mâncați aici curat. Ah. Trebuie să pun scociuri. Și asta mâncava și cura voastră. Păi am umplut ăsta de scociuri. Nu merge mâncava și cura voastră, nu merge. Mai încercăm. L-am făcut. Incredibil, sunt prea noi. E altceva, vieții noi. Deci dacă am făcut ăsta, s-a terminat. Sunt prost răzut. Stai, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, deci după, 5 venea 6, mă. Asta era. Ia. Opa. Aici e un report. Cine-i pe aici? Ok, deci trebuie să apeși la ușa să le deschizi. Da, și să mai apar numere sau era. Și pe ce apeși? Apeși pe centrare. Apeși pe asta, exact. Da. Tu de unde veneai acum, Rafa? Stai să văd unde sunt. Deci am venit, eu eram la electrical, eram lângă Nicușor, l-am văzut prin ușă, din storage, dacă zic bine. Storage central și de electrical, dreapta la lumini. Ok, pentru că veneam din engine room, am făcut acolo niște task-uri, mergeam spre security, te-am văzut pe hall acolo, deci n-aveai cum să vii din storage, că te-am văzut pe hall. Și când am, nu, da, și când am intrat în security, era mort roșu, fix la camera okay. Acolo. Era mort. Problema e că eu am coborât cu liftul. Ok, din dreapta jos, din lobby, ceva gen. Deci la camere jos, pardon, la security jos, da? La security în mijloc, adică acolo stânga. Jos, nu, și Rafa am zicea că a venit din storage și lifturile sunt deasupra la security. Dragoș, tu de unde ai venit? Eu am fost în medical la început și apoi m-am dus prin lobby și acum sunt la observator. Unde l-ați găsit pe Sami? Sami. La camere, în security. La security a zis. Ok. Security, eu... Da, am trecut și pe la security, dar n-am văzut pe nimeni. Nici pe acolo. Nici eu nu văd security pe hartă. E jos. Poate sunteți la etaj, e jos. Ce mișto! Mă, ce? Cu cobor! Eu am stat cu Sami toată runda aproape, dar nu știu când am murit. O să-l găsești după harele. Cu Sami toată runda aproape, ok. Vai, Doamne. A fost suspect acolo cum l-am văzut pe Rafa, dar ținem minte, încă suntem copii și suntem safe. Hai să vedem. Nu știu de ce, dar azi simt că joc mai bine. Ce trebuie să fac? Mâncați aici curat. A, trebuie să apeși tasta și după aia să dai de asta așa. A, ăsta trebuie să faci labirint. Wow, bro. Wow. Păi când vreodată o să fac eu ăsta mâncava și cura voastră? Mamă, stați așa că mi-a dat daună. Ok. Nu se poate. Bă, e prea greu. Cum fac, mă? Nu, e prea greu, lasă. Lasă-l așa, îl facem mâine aici, ne pun la cap. Zoomy cu So What The Fuck, cu Ziner, cu Dragoș. Aolo, stați așa că trebuie să-mi iau aia. Așa.
Ai, ai, ai. Ok. Spune-mi. Deci îmi luam masca să-mi bag piciorul, nu știu cine a fost, că am fost acolo. Deci e Kill lângă tine? Da. Efectiv, îmi luam masca. Unde era Kill? Băi, deci efectiv îmi luam masca, n-am apasă n-am tab, unde ești? Alibi. Dar înainte în să dai pe mască, era făcut Kill-ul? Nu, s-a făcut nu, recent, nu, gen. Nu. Da, când în timp ce luam masca, deci am tras aia și când luam masca să o pun, efectiv, bam, gata, tât. Aha. Cine era pe lângă tine? Am înțeles. Nu știu, deci era Dani sigur, pentru că era Dragoș era. A trecut și Rafa, dar Rafa nu cred că e. Sunt ba da. Lobby, și man. Rafa a trecut mai în spate, deci nu cred că are cum să fie Rafa, de asta zic că era puțin cam departe. I-am făcut masca și am plecat, nu era niciun chiar. Asta da, așa, masca în ce zonă e? Zim și mie, te rog, jos cum apă. Jos sau sus? Asta e întrebarea. Jos, la central, parcă. Nu, stai, cum adică jos? Eu sunt sus. E sus, că poți să faci și de sus și de jos. Ah, văd că da, central. Mă rog, dar la central era, ok. Păi tu ești sus? Rafa, acum aia... Rafa, acum era cu mine și cu soa tăfac. Da. Păi da, dar eu tocmai am zis că trecusem înainte, adică nu păi, imens. Deci am trecut pe lângă Rafa și după aia m-am dus la asta și Dani era acolo. Și mai era cineva care pleca, doar că nu am fost pe fază că eram repede, masca de gaze să nu mor iar ca istețul. Păi, nu știu, eu cred că Rafa este safe pentru că eu, spre exemplu... Nu, și eu cred că Rafa e safe. Eu zic, ok, eu am crezut. Faza e... Băi, stați așa, s-a făcut doar un kill acum. S-a făcut doar un kill acum. N-aveți cum să ziceți că cineva e safe sau nu. Corect. Păi da, mă, dar gen... Mă rog, hai. Eu cred că e Dragoș, 100%. 100% e Dragoș, că a zis prima dată că e... A stat cu Sami aproape toată runda. Și acum a trecut pe lângă mine, gen. A trecut pe lângă mine când, după ce mi-am luat mască și se ducea în sus. Deci 100%. E nu chiar 100%, dar știți cum e. Uite mă, trebuie să prind ăsta mă? A, uite, tracking. A, trebuie să țin click-ul pe el. Aha. Am înțeles acum. Nicușoare, viața mea să nu-mi faci rău. Am văzut-o pe Zoom, dar era fantomă, what the fuck? Ce se întâmplă, mă, ca v-aș cura voastră? Nu se poate, era Nicușor. Și cu Dragoș, fiți atenți, Nicușor și cu... A, stați așa, că trebuie să dea report. Poate mă găsește și pe mine cineva? Poate mă găsește și pe mine cineva? Vă rog? Yeah. Dani era spy, ok. Nicușor warlock. Păi și... S-a făcut kill. Aici nu-i nimic. Unde-s mă ăștia, mă? Păi și eu de unde? Ah. Ok. Deci so what the fuck e swapper. Ia, acum e acum. Cine e? E Dragoș. Ok, guys, Dragoș e. Ia. Guys. Stați așa. Așa ușor e. Nu se poate, bro. N-am mă că am avut dreptate. N-am mă că am avut dreptate. Exact, inspiră. Ok. Am avut dreptate, bro. Ok, deci... Am terminat task-urile. Ai terminat task-urile? Am un rol în care pot să văd cine este impostorul. Și până acum l-am văzut pe Rafa, deci hai să-l votăm acum pe Rafa. Și vă zic următorul cine este, dacă nu mă omoară tura asta. Bro, de deci ce îi găsesc mine. Așa repede? Băi, azi joc bine! Joc bine azi, cine bine? Nu, ai încredere, mi-am făcut task-urile și am rolul pentru ca să vă ajut. Bă, nu știu ce să zic, poate să fie și... Guys, bluff. Vă zic sincer. Eu merg pe mâna lui Zumi. Deci mi-am făcut task-urile și pot să bă, văd ce cine sunt impostorii. Ăla, bă, este riscul acum să mor, pentru că eu nu l-am văzut pe al doilea, l-am văzut acum numai pe Rafa. Micușorul, deci, ești freacă mâinile acuma. Acolo, și ești nebun la cap. Pă, cine mai omor acum? Să aveți încredere. Bravo, Zumi, bine jucat. Deci acum să-l văd pe Rafa. Ce stați cu mine, vă rog frumos, din ca să nu mor.
Ok. Bro, so what the fuck? De ce? Bro, ce s-a auzit? Bro, mă, de ce s-a întâmplat că nu înțeleg? De ce? So what the fuck? Oh. Oh. Nu se poate, bro. Pe mut, pe mut. De ce ai face asta, frate? Incredibil! LOL. Opa. Ok, hai să-l votăm pe Rafa. Da, Rafa a avut dreptate. Ce s-a întâmplat? Bă, am dat kill. Pe Dragoș? Da, și Dragoș avea bait, probabil. Da, da, da. Eu spuneam pe Dragoș că ar fi... No. Cred că Rafa se dă jester. Se dă jester, Rafa, frate. L-am oare pe Dragoș. Sau ești... Mai era cineva? Eu l-am văzut pe Rafa omorându-l pe Dragoș, deci cel puțin asta e corect. Dar nu știm ca ce rol l-a omorât pe Dragoș. Nicușor. Ca impostor, bro, Nicușor, ca ce altceva. Ce faci, ce faci cu venturile alea? Ia. Nu știu. Nicușor, tu ești impostor? Nu, eu. Am făcut toți cadacturile. Dar te-am văzut, te-am da? Văzut că ai intrat în venturi. Nu, n-am intrat eu. Păi eu te-am văzut. N-am intrat, eu nu sunt. A, deci eu un alt Nicușor. Hai să votăm pe Rafa, ce-o fi, o fi. El n-a intrat, chiar dacă l-a văzut, nu era el. Ok. Bro, so what the fuck, de ce trolezi, frate? De ce trolează, bro? Ok. E win, nu? Victory. Da. Băi, so what the fuck, de ce făceai asta, bro? Băi, deci a Witcher-ul trebuie la mine ca impostor, vă zic sincer, a jucat-o prea bine. Bă, să te iubesc. Am făcut o glumă, mă. Oh, nice! Îmi place așa. Hai să vedem cine pare suspect. Dacă sunt și copil, e forță rău de tot. Hai să vedem. Nu sunt copil. Hai să vedem. Deci am unul aici. Hai să fac repede. Să fac repede cât au ăștia cooldown, că după aia mă linșează, ești nebun la cap și după aia iar sparg ăsta și iar mă supăr și mă enervez și mă alea, dar n-ar. Nu! Astăzi voi omorâ un mamă, mâncat v-aș pură voastră și nici n-am mâncat mult. Voi omorâ un impostor. Oare cine o fi? Teo. Okay. Rafa, eu eram trept acum. Eram trept. Teo 10. Eram în capcană, Rafa. Ce-a făcut Teo? Păi și ce era în capcană? Era Alexa lângă mine, a plecat. Da. Nu știu cine a pus capcana în dreapta liftului. Am călcat în capcană și m-am blocat acolo. Și s-a făcut un kill lângă mine. Cred că avem ori vampir, ori ninja. Rafa, nu cred că poate să vorbească. Și după aia voi comentați, da? Da. Rafa, tu nu ești copil. Ok, Teo 10. Și lângă el era cineva. Acel cineva s-a făcut jumătate. Și Teo 10 pe loc. Eu n-am încredere. Aveam în care 5 ani. Capcană, bro. Eram în capcană, de-aia nu mă mișcam. Ok, am înțeles. Dar poți să-i kill shift după aia să iei capcană sau... Și asta e adevărat. Dar ce nu direcție sunt. Se uita? Adică se uita în direcția... Nu, eram în direcția opusă. Eram în direcția opusă kill-ului. Adică să dea kill și să apară trepul să-l prind acolo și să nu aibă ce să facă? Zice Teo ce ai văzut. Până să se dea kill-ul. Rafa, era, deci m-am dus acolo, m-am blocat, Alexa s-a dus într-o parte sau a dispărut, că ea poate să fie ninja-ul. Nu, în engine sunt acum, Teo, m-am dus exact, te-am văzut și pe tine, l-am văzut și pe Rafa, și pe Zoom i-am văzut-o. Eu m-am dus spre engine și mi s-a aprins și mie ecranul și mă întorceam în acest moment, fix când a dat Rafa report. Dar cine-i trepperul? Cine a pus capcană? Măcar să confirme că e acolo. Dacă este Evil Guesser, nu prea e bine să zic. E zoom, am văzut. Ah, ok. Eu sunt trepper. Păi stai, cum ai văzut-o tu? Păi se vede când pui trepperul, nu? Nu.
Nu, nu se vede. Cum ai văzut totul, Rafa? Chiar să-ți dau toate detaliile ție acum. Kilu e sus, e sau jos, ce e ăla? Între Central și Engine Room a fost. Zic eu că eram și acolo. Suspect trafic. Da. Trebuie să mă duc sus, că jos parcă nu am avut niciun task. Mă, Sami, că nu sunt eu, degeaba mă verifici. Iar crede, Sami, că-l fugăresc. Uite, a luat și el trepul, acum. Bro. Uite. Na. Na, mă, na, că e cineva. Băi, prea pe mă vampirul, frate. Hai să vă zic cine. Eram sigur. Cum a murit și Teo și Dani? Amândoi jucau prea suspecți. Deci hai să vă zic întâmplarea mea. Vreau toată lumea să meargă la etajul sigur. Numărul 2. Băi, poate, okay? Azi, până acum, i-am descoperit pe toți mâncați și curat. Șerif din nou, ca să-mi repar și eu greșeală. Da, mă, da! Care erau șansele? Bine, rău de tot. Nu mai iert pe nimeni. Pe nimeni nu mai iert, ești nebun la cap. Nu mai, cum am suspectat atât pe cineva, i-am dat direct, ești nebun la cap, i-am dat. Era să sparg astea pe aici, mă, capaș. Bun. Hai să vedem. Deci unde am la observatorii? Aici este Nicușor. Nu, mi-e frică de Nicușor. Nicușor de fiecare dată când a avut el ocazia, mi-a dat-o. Ești nebun la cap. Dani, viața mea, lasă la... Ok, trebuie să-mi iau mască repede, că altfel mor. Bun. Și hai să vedem ce se întâmplă aici. Deci, Dragoș, Zumi, Andresita. Aha. Cine a fost mai devreme acolo? Doamne. Ia zi, Andresita. Nu am făcut eu kill-ul. E, Rafa, e posibil să avem vampiri și să fi dat și după aia să fi plecat, că era prea... Noi am văzut animația. Și eu am văzut animația, Alex, că am văzut că a murit. Da, de ce? Că te-am văzut toată tura la același task. Gen, nu ai venit nici să ții mască. Te rog să mă crezi, încercam să unesc țevile alea la high pressure acolo. Bine, tu ai avut noroc, cred că ghinion să fie nașpa rău de tot, dar gen, mi s-a vrut că ai stat super huge, adică gen, tu nici măcar n-ai venit la... Da, n-am venit. Andresita, cine mai era acolo la mască? Deci nu-mi dau seama cine era, că era foarte multă lume și am văzut că se face kill-ul atunci când eu aveam task-ul deschis și pe când se închidea scoata deja Rafa report și n-am mai putut să văd cine a făcut. De sus eram eu cu Rafa, cu Andresita, Sami, nu? Erai și tu, Sami? Nu, eu erai cu mine. Aveam de luat masca, că era o doi. Dani, am fost în observatorii și te-a lăsat singur acolo după aia. Așa, bun. La mine pe ecran erai departe, nu erai lângă ăla de mască. Eu nu cred că este Andresita. Fix atunci am făcut masca. Nu, era Andresita, chiar era lângă mine, că am văzut-o. Eu cred că e Sami. Vezi și Zoom eu acuză pe Andresita. Nu, am zis că eu cred că nu e Andresita. De ce? Pentru că până la urmă o știu deja pe Andresita cum face când este impostor. Când este impostor, toți cred că nu e adevărul. Are un voice pur și simplu. Asta e chestia aia cu trust me bro. Vrei dovezi? Trust me bro. Fără metagaming. Eu așa cred. Metagaming aici, da. Nu sunt eu. Se aude în voce. Skip. A zis că nu e. Bine, dar am o întrebare. Dacă, spre exemplu, nu iau masca, eu mor? Da. Bine, de știut, mulțumesc. Este un task individual. Deci Alexa putea să moare dacă mai rămâne în task-ul ăla. 100% cine a făcut kill-ul a mușcat și a plecat, gen. Sau s-a făcut invizibil sau o de-asta. Nu, vampir cred că avem. Vampir cred că avem. Trebuie să-mi folosesc usturoiul ăsta în stânga jos. De ce nu-mi intră în joc? Auziți? Mi s-a blocat doar mie jocul? Nu, și mie. Trebuie să intre cineva. Trebuie să intre cineva. Trebuie să intre cineva.
Trebuie să mai dea cineva să selecteze unde vrea să ajungă. Da, gen... Cine are rașcă de calculator? Stai puțin să dau la manivelă. Băi, eu sunt acum... Deci am apăsat random pe ecran și mi-apare ăla, gen... Oceanul, să caut obiectul ăla, gen. Eu sunt pe Fortnite acum. Nu, vă spun ce mi se întâmplă, că... Noi am T4 dacă nu se încarcă și aia e. N-a avem ce. Ia, am dat leave. Gata, da, merge. Era de la mine. Hai, dați-o voi. Gata. Dați-o voi. Eram... nu vă zic. Asta e norocul meu, frate, cu șerif și cu asta. Deci nu există așa ceva aici, nebun.